Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Dacă parlamentarele s-ar organiza săptămâna viitoare, PSRM-PD și blocul acum ar intra în legislativ, arată un sondaj publicat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Fiul unui candidat electoral de la Bălți s-a pomenit cu mașina arsă noaptea trecută. Poliția presupune că a fost incendiată. Iar la Chișinău, mitingul blocului acum în fața Procuraturii Generale s-a desfășurat în timp ce alături două autospeciale hodorogeau de nu se mai auzeau discursurile. Gripa a mai făcut 3 victime, iar numărul persoanelor decedate ajunge la 9. PSRM-PD și blocul acum ar ajunge în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Datele se conțin într-un sondaj publicat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Studiul mai arată că Igor Dodon, Pavel Filip și Maia Sandu sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere printre cetățeni. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 3 partide ar intra în legislativ pe circumscripția națională. PSRM ar obține cele mai multe voturi, peste 40%, urmat de Partidul Democrat și Blocul Acum, care ar obține aproximativ 16%. Nu ar trece pragul electoral Partidul Șor, Partidul Comuniștilor, Partidului Renato Usatăi, care ar acumula mai puțin de 4%. Datele sondajului mai arată că aproximativ 11% din respondenți nu știu pentru cine să-și dea votul, iar aproximativ 6% nu ar merge la vot. Studiul mai arată că Igor Dodon, Pavel Filip și Maia Sandu sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor. Astfel, Igor Dodon se bucură de aprecierea 32% dintre respondenți, urmat de Pavel Filip cu 6%. În fruntea topului se află și lidera PAS, Maia Sandu, care acumulează aproximativ 5%. La mică distanță se află lidera PSRM, Zinaida Greceanei, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, liderul PPDA, Andrei Năstase, care se bucură de aprecierea 4% din respondenți. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, primarul de Orhei, Ilan Șor, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, socialistul Ion Ceban și Renato Usatăi acumulează mai puțin de 2%. Datele scot în evidență că mai bine de 23% dintre cei chestionați nu au încredere în niciun politician. Studiul a fost efectuat în perioada 4-19 ianuarie, pe un eșantion de 1179 de persoane, în 81 de localități. Sondajul are o marjă de eroare de 3%. Studiul a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, la comanda filialei din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale Cetățenilor, statelor membre ale Adunării Interparlamentare CSI. Fiul candidatului democrat de la Bălți, Serghei Iordan, s-a trezit cu mașina arsă noaptea trecută. Bărbatul crede că focul a fost pus intenționat și că incidentul ar avea legătură cu faptul că tatăl său candidează la parlamentare. Poliția susține că a găsit probe care ar demonstra că vehiculul a fost incendiat. Явный поджог, чувствовался запах бензина, были видны спички, которые лежали, да, как бы они не выгорели до конца. Era în jurul orei 3 noaptea când mașina a luat foc. Automobilul se afla pe strada Mihai Eminescu din centrul orașului Bălți. Într-un filmuleț, proprietarul automobilului, Maxim Iordan, spune că totul ar fi fost făcut intenționat și că incidentul ar avea legătură cu faptul că tatăl său, Serghei Iordan, este candidat la alegerile din februarie. Мой отец Сергей Иордан, кандидат в депутаты Демократической партии по округу номер 10. Я думаю, что это не случайно все произошло. Данные поступки очень подлые и очень низкие. Din imaginile publicate pe Facebook nu este clar cât de grav a fost avariată mașina. Oamenii legii susțin versiunea unei incendieri. La fața locului s-a deplasat grupa operativă. Din fericire, în preajmă, cineva din cetățeni a localizat incendiul, s-a dovedit semne de incendiere, s-au ridicat la fața locului semne de incendiere, cum ar fi microurme de benzină, chibrite, cutii de chibrite, dar și lângă capota automobilului a fost incendiat, s-a fost deteriorat o piesă din masă plastică. Poliția investigează cazul pentru a stabili cum s-a întâmplat totul și cine se face vinovat. Poliția susține că i-a audiat pe cei 3 suspecți care l-ar fi agresat pe candidatul acum de la Edineț. Aceștia ar fi spus că s-au înfuriat pentru că Dinu Plângău i-a filmat. Oamenii legii anunță că investigează și alte incidente produse în campania electorală.
Poliția a venit astăzi cu precizări după ce ieri a anunțat că a identificat 3 suspecți în cazul lui Dinu Plângău. Comportamentul sau reacția respectivă s-a datorat faptul că, fără permisiunea lor, deci ultimul, era îndreptat spre ei și au considerat că sunt filmați în loc public. Cu păreri de rău, nici până la ziua de azi, ultimul nu a prezentat rezultatele examinării medico-legale. Totodată, deci, se ridică, după posibilitate, deci înregistrările video pentru a consemna acțiunile totuși până la urmă care au avut loc. Totodată, Maxian a declarat că a fost pornită o anchetă internă după ce Plângău a spus că mai mulți polițiști care au asistat la incidentul produs chiar pe scările Comisariatului de Poliție din Edineț nu au intervenit. Cât privește pretinsele acțiuni sau inacțiuni ale angajatului poliției pentru faptul că nu ar fi reacționat sau respectiv nu a întreprins măsurile corespunzătoare, deci ne vom expune suplimentar unde minuțios vor fi revizuite toate acțiunile. Cât despre incidentul produs în weekend, când autocarul în care a fost filmat spotul electoral al PSRM a luat foc, oamenii legii spun că acesta nu are legătură cu electorala. Vreau să menționez, contrar unor viziuni care au apărut în spațiul media, nu a fost nicio mărturie primită, precum că această incidiere a fost bazată pe baza unor relații politice. Din contră, au fost înaintate 2 versiuni, fiind legate cu activitatea de business. În ajun de incident, ei au micșorat prețul transportarea călătorului din Republica Moldova spre Turcia aproximativ cu 50%. Și a fost amenințat de unii concurenți. Oamenii legii investighează și cazul în care panoul electoral al candidatului blocului acum de la Ungheni, Octavian Țicu, a fost vandalizat la mai puțin de o zi după ce a fost afișat. Persoanele vor putea fi atrase la răspundere și respectiv sancționate, deci cu amendă de la 18 până la 36 de unități convenționale sau muncă nerevenată în folos comunității. Iar fostul liberal Valeriu Munteanu, candidat acum la Orhei, nu a depus o plângere la poliție după ce a fost huiduit de un grup de persoane, susține IGP. Dar pentru că acesta a cerut în aceeași zi ca oamenii legii să asigure securitatea candidaților, șeful IGP a făcut apel către participanții în campanie să anunțe poliția atunci când au de gând să organizeze manifestații publice. Zăpada care a început să se topească a transformat capitala într-o mare băltoacă. Multe străzi au fost înnecate cu tot cu treceri de pietoni, iar gropile stau ascunse sub apă ca niște capcane. Multă apă și multă gheață. Acum la zebră cum treceți? Repejor. Învățăm și capacitățile de acrobat și mai multe, da. Și este abia începutul, așa cum meteorologii anunță maxime de 10 grade pentru această săptămână, iar zăpadă mai este multă. Revenim cu tot tabloul imediat. Miting electoral și dezăpezire la un loc. O manifestație organizată de blocul acum în fața Procuraturii Generale a avut ca fundal zgomot de camioane. Drumarii au roit pe acolo cât timp liderii politici au ținut discursuri care abia se auzeau. Este o acțiune pusă la cale, spun cei de la acum, în timp ce primăria susține că este doar o coincidență. Vom construi justiția care în fapte, nu în vorbe, ne va proteja drepturile și libertățile. Aveți aici un exemplu de respect din partea autorităților. Porniți să anunțe curățenia în justiție pe care au de gând să o facă dacă ajung în Parlament, membrii blocului acum au fost întrerupți de o adevărată acțiune de salubrizare. În timp ce liderii politici promiteau curățarea sistemului judiciar de procurori și magistrați corupți, muncitorii de la dezăpezire băteau în gheață și aruncau zăpadă în 2 camioane. Andrei Năstase s-a plâns poliției că nu se poate face auzit, dar lucrările au continuat. Nu a spus nimeni nimic. Păi tocmai mai v-au spus să vă opriți din treabă. Am spus că poate că ceva trebuie și nu știu. Susținătorii blocului acum consideră că lucrările au fost puse la cale pentru a le fi bruiate discursurile. Ia uitați-vă, special să duceți spre oameni. Să e special organizat. Vor să arăt câți gospodari. Acum în fața la oameni și acolo e să vede. Nu, eu de la o margine, zic eu de la o margine. Nu, de acolo le-a spus. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, sirenele poliției sunau periodic. Europa, visul actualul regim aflat. Adjunctul de la Direcția Servicii Locativ Comunale ne-a spus că lucrările erau programate pentru acel interval de ore în acel loc încă de ieri. Între 10 și 12, între 10 și 13 s-au lucrat în perimetru strada armenească, strada bulgară, ceva de mare. Inclusiv s-a luat în calcul să lucra la trotuare timp de zi, acolo unde era flux la mii de oameni. Doar că, în realitate, exact atunci, scoarul din fața Procuraturii Generale era plin de oameni.
Membrii blocului au anunțat astăzi că își doresc să fie creată o comisie formată din experți străini care să treacă prin sită judecătorii și procurorii din țară. Ei susțin că după parlamentare vor reforma Curtea Supremă de Justiție, vor publica raportul Kroll 2, vor anula miliardul pus pe contribuabili și vor revizui competențele magistraților. Blocul acum este al doilea în buletinele de vot. În total, pentru circumscripția națională sunt înregistrate 13 partide. PD, PSRM, Blocul Electoral Acum, PCRM, Partidul Șor, PN, Partidul Voința Poporului, Partidul Regiunilor din Moldova, Formațiunea Democrației Acasă, dar și Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda și Partidul Politic Patria. Cele două din urmă au fost înscrise astăzi în cursă. Dosarele Partidului Politic Verde Ecologist și ale Liberalilor sunt în curs de examinare. Candidatul de pe circumscripția SUA și Canada, Oleg Bânzar, se plânge că nu poate folosi în campanie electorală banii câștigați din afacerile pe care le are în Statele Unite. Așa cum legea din Moldova interzice utilizarea fondurilor din străinătate, CEC spune că el nu are altă soluție decât să o respecte. Noi începem campania, am început deja campania, vom face fundraising, vom colecta donații de aici, de pe loc, deci vom merge exact după cum prevede legea, chiar dacă este în defavoarea noastră, dar vom face lucrurile corect așa cum se cere. După mine nu este corect, nu este normal, lucrul ăsta trebuie de schimbat. Unica modalitate de a schimba este ca să ai putere ca să schimbi legile și să le întocmezi. De aia este și încă un motiv prin care candidez. Ulterior, ca să-și poată face campanie, el va trebui să transfere în Statele Unite banii adunați aici. Responsabilii de la CEC au confirmat că legea nu le permite concurenților să folosească fonduri din străinătate. Prin urmare, plafonul pentru fiecare concurent electoral în circumscripția uninominală a fost stabilit în mărime de 1.845.000 de lei. Este obligat să se supună regulilor de aici, din Moldova. El trebuie să prezinte rapoarte financiare o dată în săptămână. El cum o să prezinte? Cu extracte de la bancă de unde? Din Statele Unite? Oleg Bânzar s-a plâns și de alte impedimente, cum ar fi numărul mic de secții de votare în diasporă și lipsa acestora în marile orașe, unde sunt mulți alegători. El a mai spus că și-ar dori introducerea votului prin poștă, ceea ce acum ar fi imposibil, deoarece pentru instituirea acestei proceduri este necesar votul parlamentului, comentează Comisia Electorală Centrală. Oleg Bânzar spune că are o afacere profitabilă în Statele Unite, iar în cazul în care va ajunge deputat, va reveni acasă împreună cu familia sa. Acasă, candidatul susține că va colabora cu politicienii care au aceleași viziuni ca și el. Cu niciun chip nu voi face alianță sau colaborare cu PSRM, Partidul Șor sau PD. Pe circumscripția din SUA și Canada mai candidează democratul Ghenadie Moroșanu, socialistul Gai Kvartanian, Rodica Rusu din partea Partidului Șor, Dumitru Alaiba de la Blocul Acum, independenții Viorel Sava, Valeriu Ghilețchi, Alexandrin Patron, Petru Neaga, Gheorghe Grozav și Valentin Ganea. Socialiștii vor ca Republica Moldova să devină republică prezidențială. Dacă vor avea majoritatea în viitorul parlament, aceștia susțin că vor iniția procedura de modificare a Constituției pentru a oferi președintelui mai multe atribuții. Chiar pe trecerea de pietoni din fața Parlamentului, acoperite de gheață, socialiștii și-au instalat astăzi o tribună. Aceștia spun că în următorul legislativ vor modifica Constituția astfel ca Republica Moldova, din stat parlamentar, să devină republică prezidențială. Cele mai mari economii ale lumii sunt economii cu lideri puternici cu sisteme prezidențiale. SUA, prima economie a lumii. China din 2014, a doua economie. Tot tovarăș Xi Jinping, președintele, într-un sistem parlamentar, are toate prădiile. De fapt, e stat prezidențial. PSRM vrea ca șeful statului să aibă mai multe atribuții și asta pentru că guvernarea ar fi blocat mai multe inițiative ale președintelui. Numai printr-un președinte puternic vom putea construi un stat puternic și o economie prosperă. În martie 2017, șeful statului a semnat un decret privind organizarea unui referendum consultativ, prin care Dodon voia să transforme țara din Republică Parlamentară în una prezidențială. Iar ulterior, socialiștii au anunțat că au colectat peste 1,5 milioane de semnături în acest sens. Însă magistrații de la Curtea Constituțională au spus că întrebările formulate pentru referendum depășesc atribuțiile președintelui și au anulat decretul. Săptămâna trecută, șeful statului a declarat că nu va candida la viitoarele alegeri parlamentare, dar va susține Partidul Socialiștilor.
Dintr-un mare patinoar, Chișinăul se transformă într-o mică Veneție. De cum a început să se topească zăpada, capitala a devenit o băltoacă. Sub apă se ascunde asfaltul, dar și trecerile de pietoni sau gropile care ajung adevărate capcane pentru șoferi. Pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana, găurile au apărut ca ciupercile după ploaie. Curgerea nu este așa, că zăpada topită rămâne tot pe carosabil. Pietonii spun că ar trebui să fie o umbrelă pe care să o țină nu deasupra capului, ci ca să se apere de valurile de apă cu care îi stropesc mașinile. Am fugit să nu mă stropească. Așa e greu? Desigur, ce aici este curgere, cred că nu-i. Dacă și de baltoac. Te unul are soveste, se mai oprește în viteza, dar altul merge, drumul să-l facă, că el cum e cu apă și sunt găuri și nu se vede. În condițiile în care multe treceri de pietoni sunt ascunse sub apă, orășenii sunt puși în situația în care fie trec regulamentar și se udă la picioare, fie trec pe unde apucă și își pun viața în pericol. Și multă apă și multă gheață. Acum la zebră cum treceți? Ia să-mi spuneți. Vezi ce baltoacă e jos? Repejor. Ne învățăm și capacitățile de acrobat și mai multe, da. Noroi, este dezordine. În câteva zile, dacă va fi cald, ce se va întâmpla? Oi, va fi dezastru. Va fi murdărie, apă peste tot. Iar gropile sunt și ele camuflate sub apă. Conducătorii auto se plâng că își strică mașinile și că cel puțin 7.000 de lei pe an se duc la servisurile auto. Dezastruoasă situație. Chiar strada centrală, Creangă, e în stare extraordinar de rea. Suspensia, în primul rând, afectează. Denis Cojocaru lucrează de peste 5 ani la o firmă de pază. Spune că odată cu topirea zăpezii, circulația în oraș e dezastruoasă, iar intervenția operativă a echipajului devine o provocare. Când ieșim la o intervenție sau la o chemare urgentă, este imposibil să ajungem la timp, nu să curăță. E apa, de sub este gheață. Până la sfârșitul săptămânii, meteorologii prognozează temperaturi de până la 10 grade, așa că zăpada va continua să se topească. Nu știm cine ne va reprezenta țara la Eurovision, dar avem deja un loc în semifinale. Anunțul a fost făcut aseară după tragerile la sorți. Moldova! Ok, and Moldova will perform in the first half of the second semi-final. Când va fi ales reprezentantul țării noastre pentru concurs, vă spunem în câteva minute. Încă 3 persoane au murit de gripă săptămâna trecută, astfel că numărul victimelor ajunge la 9. Totodată, 270 de oameni au contractat virusul. Chiar și așa, autoritățile din sănătate spun că nu ne aflăm în prag de epidemie. Medicii ne îndeamnă să ne vaccinăm, aceasta fiind cea mai bună metodă de a preveni boala. În România, iarna aceasta, 48 de oameni, printre care și un bebeluș, au murit din cauza gripei. Fosta candidată la localele din Bălț, dar și o consultantă în domeniul afacerilor, s-au lansat ieri în cursa electorală pe cele două circumscripții de acolo. Înaintate de blocul Acum, acestea au fost prezentate de liderul PPD, Andrei Năstase, pe scena unui teatru din oraș. Zeci de localnici și susținători ai blocului Acum și-au dat întâlnire în sala Teatrului Național din Bălți, Vasile Alexandrii. Candidatele Elena Bordianu și Arina Spătaru de pe circumscripțiile 9 și respectiv 10 s-au lansat astfel în campanie. De profesie sunt profesoară de limbă și literatură română, dar viața, odată cu trecerea cu traiul aici, în municipiul Bălți, m-a ajutat să mă reprofilez. Acum, de mai bine de 10 ani, ajut tinerii, cei care vor să-și lanseze o afacere. Eu tot timpul îi spun ucilca, da? Ea tot timpul a fost prea corectă, ea tot timpul m-a învățat limba română, pentru că ea este profesoară de română. Eu sunt de la Bălț. Eu nici în rusă normal nu vorbesc, nici în română, nici în franceză, că am învățat la Mihai Eminescu. Să le susțin au venit alți doi candidați de la Acum, Maria Ciobanu de pe circumscripția Telenești și Igor Munteanu pe cea de la Călăraș. Pentru prima dată în istoria politică a municipiului Bălți, dreapta are un singur candidat și asta datorită
Tuturor nouă, celor care am muncit până acum și am dat dovadă de unitate, nu am tras la rânzele noastre, la principiile noastre. Pui la cale o campanie, presupune și niște cheltuieli. De aceea vin cu un apel către mările dumneavoastră ca fiecare, în măsura posibilităților pe care le are, să ne ajute. Pe circumscripția numărul 9 din Bălți concurează Serghei Buzurnăi de la PDM, Alexandru Satei de la PSRM, Igor Himici de la formațiunea lui Șor, Ivan Osoianu de la PN, Said Muhmat Amaev de la PCRM și independentele Diana Grosu și Renata Grădinaru. Pe circumscripția numărul 10 din Bălți luptă democratul Serghei Iordan, socialistul Alexandru Nesterovski, comunistul Serghei Rupțov, Pavel Verejanu de la Șor și Elena Grițco de la PN. Candidații de pe circumscripția numărul 31 s-au întâlnit astăzi la emisiunea de dezbateri Te Votez la ProTV. Grigore Novac, Mihai Cârlig, Liliana Nicolescu Onofrei și Iurie Cuznețov s-au lansat în promisiuni și au explicat de ce trebuie să ajungă în Parlament. În 2011 presa a scris că v-ați căsătorit fictiv pentru a obține un teren în Stăuceni, la fel ca și colega dumneavoastră Radvan. De fapt, terenurile au fost acordate în aceeași zi. Terenul figurează în declarația de avere a dumneiei voastre și este evaluat la 80.000 de lei. Cum comentați? Este un teren obținut absolut legal și de odată ce se află în declarația de avere, respectiv nici nu am ce tăinui. Dar căsătoria este fictivă? Este... Sau... Ba nu este. A, sunteți în continuare împreună cu... Viața mea personală sau dumneavoastră este subiectul discuției pe circumscripția 31. Iertați-mă, domnule Novac, viața fiecărui candidat este subiect de discuție. Odată ce te-ai aruncat în spațiu public, înseamnă că ți-asumi consecințele. Și dacă este o căsătorie fictivă în spate, vorbește despre niște lucruri legate de morală sau ne. Da? Cum vă vedeți în calitate de deputat să interveniți la nivel de legislație, astfel încât să fie colhozul cel care îl propuneți, fie la Ciocana, fie la Rășcanov, ca ori pe ambele? Конкретно, что касается колхозов, это те проекты, которые мы имплементировали в молдавском селе. Что касается нашей столичной программы, как бы я вот... Колхоза не будет. Колхоза не будет, но обязательно мы возродим ту столицу, которая была когда-то. Я употел Андребарь Банала задал. Юра, где миллиард? Вы знаете, это риторический вопрос. Мне стыдно, что возможно такое в Молдове. Мне очень обидно, что сегодня, например, мне не задают вопросы, как поднять город, как поднять страну, как сделать так, чтобы было освещение, как сделать так, чтобы поставить асфальт, как сделать так, чтобы возродить колхозы, как увеличить бюджет в 4 раза. За миллиард можно построить 3 чеканы. Вы прекрасно знаете, что бюджет города Аргеева живет самостоятельно. Вы можете взять все отчеты. Как вы считаете, какие ваши действительно шансы на сегодняшний день? Eu cred că lumea în Republica Moldova, așa cum vorbim de Ciocana și de Râșcani, nu este atât de întunerică să nu înțeleagă unde e grâu și unde este neghina. Anul 2013 a fost intentat dosarul penal cu privire la camerele video la BAC. Dumneavoastră, cel puțin informațiunea dumneavoastră, nu odată a afirmat că procuratura îi aparține lui Plahotniuc. Cum s-a făcut așa procuratura care aparține lui Plahotniuc a clasat acel dosar? Cu toate că a fost dovedit că s-a trișat, au fost dovezi de mai mulți agenții economici care au spus că acea licitație a fost trucată și multe alte lucruri. Cu părere de rău, dumneavoastră afirmați un fals. Nu s-a dovedit și nu vă supărați, mai există și oameni onești și la nivel de procuratură. Nu degeaba noi astăzi, în angajamentul pe care l-am făcut pe justiție, am zis că una din primele legi pe care le vom propune va fi cea de evaluare a judecătorilor din sistem, a procurorilor. Dar atunci era capturată procuratura. Onești. Era capturată procuratura atunci. Dumneavoastră știți mai bine. Nu, vă întreb, erați la guvernare atunci. Dumneavoastră, scuzați-mă, există o diferență. Ba da, noi ne-am făcut treaba pe educație, noi am reușit în educație. Iar într-o altă rundă de dezbatere electorale, în studioul Lorenei Bux au venit candidații care s-au înscris pe circumscripția numărul 30. Este vorba de Veronica Herța, Stanislav Kvasnăi, Petru Burduja și Nae Simion Pleșca. De ce ați plecat de la Păcănat? Probabil că cei ce a apărut în spațiul public este de ajuns pentru a... Nu? De ce? N-am înțeles de ce. Păi a fost și un anunț public făcut și este clar, nu? Nu. În anunțul acela am văzut că nu plecați capul, ceva de genul. De ce ați plecat? Exact. Pornind de la situația politică care este, pornind de la tot ceea ce se întâmplă în pe această palmă de pământ, a fost decizia asumată ca rezultatul a tuturor lucrurilor care se întâmplă. Domnule Kvasnăi, aveți un salariu de 27.500 de lei de la Asociația Obștească pentru Orhei. Ați mai luat un BMW cu 10.000 de lei
De la cine? Da. Sunteți un norocos. Sunt un norocos, am un BMW 2008 anul, peste 320.000 de kilometri. Este un automobil care foarte mult timp am sperat la dânsul. Cu 500 de euro asta? Da, nu, cu 10.000 de lei, nu cu 500 de euro. Păi, da. Cam asta este, dacă asta de când s-a furat miliardul, de fapt inflația a făcut ca leul să ajungă la 20, ca euro să ajungă la 20 de lei. Mergem la domnul Burduja. Firma pe care o administrați este vizată într-un dosar la Procuratura Anticorupție, deschis după ce SRL Exclusiv Media, așa se numește firma, a obținut un împrumut de 1,5 milioane de euro de la o firmă offshore din Bahamas, suspectată de spălare de bani. 1,5 milioane de euro care ar fi ajuns în Republica Moldova și pe care ulterior ar fi ajuns la mai mulți deputați socialiști. Eu am venit în calitate de candidat din partea Partidului Socialiștilor, ca persoană fizică. Deci, haideți să lăsăm într-o parte agentul economic. Nu lăsăm, dumneavoastră, administrați o firmă implicată într-o... V-am spus, în interesul instanței și a părților care acum sunt în procesul de judecată, eu aș socoti că este destul că faptul se... Deci dosarul se află venit... în instanță de judecat. Da. Haideți să așteptăm decizia instanței și atunci o să venim. Domnule Burduja, noi vrem să știm despre toți candidații tot ceea ce se poate ști. O bună parte din deputații care au părăsit fracțiunile care, în cadrul cărora au ajuns în Parlament, sunt acuzați că ar fi fost corupți sau șantajați ca să meargă la Partidul Democrat, care avea nevoie de acea majoritate pentru a guverna de unul singur. Cum a fost această plecare? De unde a venit ideea de a pleca? Cine v-a sugerat? A fost o alegere crâncenă, grea, fiindcă făceam parte dintr-o echipă, mă simțeam bine acolo, dar s-au întâmplat niște situații pe care toată lumea le cunoaște și am cântărit foarte mult. Am cântărit foarte mult și până la urmă am luat decizia și am votat, am creat majoritatea despre care cunoașteți și am votat guvernul Filip. Am investit guvernul Filip și astăzi nu am niciun regret. Curtea Constituțională susține că votarea în diasporă cu buletinul de identitate sau cu pașaportul expirat nu poate fi permisă pentru că există riscul fraudării alegerilor. Astăzi, magistrații au declarat inadmisibilă sesizarea depusă de un avocat al poporului. Mihai Cotorobai spunea că se aplică un tratament diferențiat față de cetățenii din străinătate, de vreme ce acasă se permite votarea cu buletinul și chiar cu actul provizoriu. Pentru parlamentarele din februarie au fost deschise 150 de secții în cele trei circumscripții din afara țării. Moldovenii își doresc mai puțin deputați în Parlament, iar cei care nu-și fac treaba să fie demiși înainte de expirarea mandatului. Cel puțin asta arată datele sondajului publicat astăzi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Potrivit sondajului, circa două treime, adică 67% dintre cei chestionați, cred că este necesară micșorarea numărului de deputați de la 101 la 61. 23% au o atitudine negativă, iar 9% nu cunosc despre inițiativa propusă de democrați. O parte din respondenți care nu sunt satisfăcuți cum lucrează legislativul nostru consideră că sunt prea mulți deputați, cheltuielile sunt prea mari alocate pentru activitatea legislativului. Acestea sunt niște întrebări. Știți care, dacă întrebi pe om, da, vrei să reduci, da, ai nevoie de guvern și o să căpătăm tot așa rezultate. Datele studiului mai arată că aproximativ 66% dintre cetățeni cred că trebuie să aibă posibilitatea de a demite deputații din funcție dacă aceștia nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile, iar circa 22% s-au pronunțat împotrivă. Nu știu cum să răspundă la această întrebare aproximativ 12% dintre intervievați. Totodată, peste 70% cred că este necesar un referendum privind anularea imunității parlamentare a deputaților, iar peste 13% dintre cei chestionați nu cunosc despre referendumul inițiat de democrați. Studiul a fost efectuat în perioada 4-19 ianuarie, pe un eșantion de 1179 de persoane, în 81 de localități. Sondajul, cu o marjă de eroare de 3%, a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, la comanda filialei din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale adunării interparlamentare CSI. Referendumul consultativ va avea loc în aceeași zi cu alegerile parlamentare, iar inițiativa a venit la sfârșitul lunii noiembrie de la PD și a fost votată de 53 de deputați.
Deși nu avem încă un reprezentant ales pentru Eurovision, știm deja în ce semifinală va evolua țara noastră. Moldova va ieși pe scena a 5-a, în a doua semifinală. Alături de noi vor fi alte 18 țări, printre care România și Rusia. Țara noastră va lupta pentru un bilet în finală pe 16 mai, când se va desfășura a doua semifinală. Decizia a fost luată aseară prin tragere la sorți. The next country. Moldova. Okay, and Moldova will perform in the first half of the second semi-final. Republica Moldova va evolua a cincea alături de vecinii români, dar și de concurentul Rusiei. And Romania will perform in the first half of the second semi-final. Prima semifinală este fixată pe 14 mai. Tot acolo va concura și Ucraina. Țările finanțatoare, Franța, Germania, Spania, Italia, Marea Britanie, dar și Israel, gazda evenimentului din acest an, vor merge direct în finală. Până acum, mai multe țări și-au desemnat reprezentantul la Tel Aviv, printre care Spania. Albania, Czechia. She's only a friend of a friend of a friend of a friend. She's never home, but she plays in a band. I don't know if you understand. She's only a friend of a friend. Dar și controversatul concurent al Franței, Bilal Hassani, un tânăr transexual de 20 de ani, care la preselecție a purtat o perucă și machiaj accentuat. Republica Moldova își va alege reprezentantul pe 3 martie. Eurovision 2019 va avea loc în Israel după ce Neta Barzilai a câștigat ediția de anul trecut. Marea finală va fi pe 18 mai. Renumitul cascador francez Alain Robert a cucerit noi înălțimi în jet, dar sigur acesta s-a cățărat pe fațada unei clădiri cu 47 de etaje din Filipine, fără echipament de siguranță. Aventura a fost apreciată de trecători, nu și de polițiști care l-au reținut. De ce? Vă spunem în câteva minute. 4 suspecți au fost reținuți în cazul celor 2 soți din Drochia, care acum 3 zile au fost bătuți și jefuiți în propria casă. Potrivit poliției, indivizii au între 21 și 25 de ani, iar 2 dintre ei au ieșit recent din închisoare. Toți riscă să stea 10 ani după gratii. Este momentul în care suspecții sunt reținuți de oamenii legii. La audieri, unul dintre ei l-a spus polițiștilor că a mai avut anterior probleme cu legea. Rani sudim? Da. Statii какие? 168. Освободился когда? 2 месяца. В каком году? 18. Еще в какие тюрьмы отбывал наказание? Potrivit poliției, sâmbăta trecută, indivizii, având cagule pe cap, au intrat în locuința celor 2 soți, i-au legat, i-au bătut și jefuit. Au pus mâna pe mai multe bijuterii din aur, o armă care era deținută legal de proprietari, dar și bani. Bărbatul de 77 de ani și soția sa au fost internați la spitalul din Drochia, în secție de traumatologie, iar medicii de acolo ne-au spus că starea lor este satisfăcătoare, fără să ne dea mai multe detalii. În urma percheziților de la membrii acestei grupări, au fost ridicate corpuri delicte, inclusiv hamuturi de masă plastică, a fost depistat pistolul ridicat de la fața locului, au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, alte bunuri materiale care prezintă interes pentru cauza penală. Unul din acești infractori își recunoaște vina. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare. Un caz similar a avut loc acum 2 săptămâni în raionul Soroca, unde 2 soți au fost snopiți în bătaie de către câțiva indivizi care au intrat în casa lor ca să fure. Femeia a fost găsită moartă, iar bărbatul legat lângă corpul ei neînsuflețit. Ulterior, acesta a fost transportat la spital. Bănuiții în acest caz încă nu au fost găsiți. Washingtonul a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat din Venezuela, precizând că acestea vor fi ridicate dacă liderul opoziției va fi recunoscut ca președinte. Actualul șef de stat a anunțat că nu are de gând să plece, dar că este pregătit să înceapă negocierile. We're going to announce sanctions against
Petróleos de Venezuela, Sociedad Anima. We have continued to expose the corruption of Maduro and his cronies, and today's action ensures they can no longer loot the assets of the Venezuelan people. Sancțiunile impuse aseară sunt cele mai dure de până acum împotriva președintelui Nicolas Maduro. Consilierul american pentru securitate națională spune că acestea vor îngheța active de aproximativ 7 miliarde de dolari și vor duce la pierderi de 11 miliarde de dolari timp de un an. Venezuela se bazează în mare parte pe exporturile de petrol în Statele Unite, aproximativ 41% din cantitatea de petrol produsă fiind cumpărată de americani. Washingtonul a anunțat că sancțiunile vor fi ridicate dacă președintele Parlamentului Juan Guaido va fi recunoscut drept șef de stat. În plus, Casa Albă a cerut armatei să treacă de partea liderului opoziției. SUA, Canada și majoritatea statelor din America Latină și-au anunțat susținerea pentru cel din urmă. As you know, on January the 23rd, President Trump officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the interim President of Venezuela. Since then, 21 other governments in the region and across the world have joined the United States in recognizing Guaido as Venezuela's interim president. Nicolas Maduro a declarat că Statele Unite promovează o lovitură de stat împotriva lui și a promis că va rămâne în funcție, fiind susținut de Rusia și China. Totuși, acesta a declarat că este pregătit să discute cu opoziția pentru a găsi un numitor comun. Președintele ucrainean Petro Poroșenko va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 31 martie. Acesta a făcut astăzi anunțul și a promis să lanseze procesul de aderare a țării sale la Uniunea Europeană și NATO. І почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Petro Poroșenko a făcut anunțul la Centrul Internațional de Expoziții din Ucraina. Liderul de la Kiev a promis aderarea la NATO. Я прошу виборців мандату на те, щоб гарантувати незворотність європейської євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності, щоб відновити територіальну цілісність країни, принести в Україну вигідний Україні мир. Poroșenko a mai declarat că Ucraina va cere să adere și la Uniunea Europeană până în 2024 și a promis înființarea unui tribunal special contra corupției. Supranumit Regele Ciocolatei pentru că a făcut averi în industria dulciurilor, actualul președinte în vârstă de 53 de ani este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. A fost ales șef de stat în 2014 după ce manifestațiile de amploare care au avut loc la Kiev l-au dat jos de la putere pe Viktor Yanukovych. Popularitatea lui Poroșenko a scăzut în ultimii ani din cauza incapacității de a lupta împotriva corupției, de a pune capăt războiului cu separatiștii proruși în Donbas și de a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor. Principalii săi adversari în alegerile prezidențiale din luna martie sunt fostul premier Iulia Timoșenko și renumitul comedian Vladimir Zelenski. A vrut să fure mireasa, dar s-a făcut de râsul lumii. A pățit-o un bărbat din Caucaz, Rusia, care și-a scăpat iubita din brațe pe asfalt. În imagine apar doi bărbați cu peruce albe alergând spre tânăra care încerca să intre într-un centru comercial. Unul dintre ei pune un sac pe cap și încearcă să o ia în brațe ca să fugă. Se împiedică însă de două ori, cu tot cu mireasă, și ambii se prăbușesc la pământ. Într-un final reușește să o pună în mașină și să plece. Omul păianjen al Franței, așa cum este supranumit cascadorul Alain Robert, a cucerit noi înălțimi. El s-a cățărat pe o clădire cu 47 de etaje fără echipament de siguranță. Curajul său a fost apreciat de 10 de trecători, mai puțin însă de polițiști care l-au reținut pentru că a tulburat ordinea publică. Fără frânghii sau alte dispozitive de siguranță, Alain Robert a urcat încet, dar sigur, pe fațada clădirii de 47 de etaje din Manila. Zeci de trecători s-au oprit și au filmat întreaga aventură. There's a crowd of stress on me, but I can handle it, you know. I know that
once I will be starting the ascent, I'm just going to be thinking only about the ascent and I'm going to be completely focused. Jos, bărbatul de 56 de ani era așteptat de prieteni, dar și de polițiștii care nu au apreciat curajul francezului și l-au reținut pentru tulburarea ordinii publice. Kasi bira lang may nakaslobnaw umakit sa ganyang katas na building eh. Hindi biro yan eh. Sa kalahati pa nga lang eh, nangangati na yung talampakan ko pag kahit na sa loob ka na dyan eh. Procurorii urmează acum să decidă dacă acesta va fi eliberat pe cauțiune. Francezul a escaladat până acum peste 100 de clădiri înalte din marile orașe ale lumii, printre ele turnul Burj Khalifa și turnul Eiffel. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 0794 100 508. Să aveți o seară frumoasă!